Șerif Tiraspol face furore în Liga Campionilor. Despre victoria istorică în fața lui Real Madrid discutăm în continuare cu fostul jucător al echipei, Petru Racu, pe care îl salut. Bună seara! Bună seara! Petru, acum 4 ani ai fost titular în grupele Ligii Europa. Atunci ați reușit o victorie de asemenea în deplasare în fața lui Lokomotiv Moscova, care în acel sezon a devenit campioana Rusiei. Iată, la 4 ani distanță, Șerif din nou reușește o victorie de răsunet în deplasare, dar cu titrata Real Madrid. În opinia ta, ce înseamnă această victorie a Șerifului în fața lui Real Madrid pentru fotbalul moldovenesc? Înseamnă o publicitate enormă, deoarece în 4 ani în urmă, când am câștigat de la Lokomotiv, atunci la toți a apărut un rezultat enorm pentru fotbalul din Moldova. Când am învins campioana Rusiei, însă nici de cum nu se compară cu rezultatele de acum ale Șerifului, din care are de câștigat nu numai fotbalul din Moldova, dar cred și toată Moldova, deoarece e o publicitate nu numai în Europa, și în toată lumea, după așa meci, mai ales pe Santiago Bernabeu, în deplasare împotriva unei cei mai titrate echipe din Europa. Da, Real Madrid nu va fi întrecut în curând de o echipă din Europa. 13 titluri, absolut incredibil. La 3 zile după victoria de pe Santiago Bernabeu, Șerif a venit la Orhei, a jucat cu echipa voastră, Milsami, și a fost un meci echilibrat, a reușit o victorie la limit tiraspoleni cu 1-0. Cum i-ai simțit pe tiraspoleni din teren? Un pic obosiți sau mai degrabă motivați? Desigur, e un contrast enorm pentru cei de la Șerif să vină din Madrid, de pe Bernabeu, deodată la Orhei. Însă noi la moment mergeam pe primul loc, așa că eram concentrat, obținem un rezultat pozitiv în acest meci, am avut șansele noastre. Desigur, i-am simțit și puțin obosiți pe cei de la Șerif. Au fost foarte motivați, deoarece îți dădeau seama că n-au voie să piardă puncte la Orhei. A fost un meci echilibrat, însă noi nu ne-am creat așa multe șanse, însă cred că un egal ar fi un rezultat echitabil, însă n-am fost atenți și până la urmă ne-am învins cu 1-0. Însă eu cred că am avut chiar bune șanse să scoatem un rezultat pozitiv. Șerif a pierdut 5 puncte în acest sezon și în condițiile în care vor fi 28 de etape, lupta pare deschisă în continuare, pentru că luptă la titlu în acest moment 3 echipe, Petrocub, Milsami și Șerif. Văzând această echipă a Șerifului în acest sezon, crezi că Milsami și Petrocub poate să-i pună probleme până în ultimele etape? Eu cred că se poate, deoarece dacă ne uităm în campionatele trecute, foarte puține echipe au putut lua puncte de la Șerif, adică să joacă ce măcar un egal sau o victorie, nu mai vorbim de victorie. Însă în acest sezon, deja de la început de sezon, Belz a demonstrat și Zimbru că se poate juca de la egal cu Șerif, chiar dacă are o prestație extraordinară în Liga Campionilor. Însă spun că fotbalul din Moldova are de câștigat până când va fi o concurență sănătoasă în campionatul din Moldova și se va decide până se va ține intriga până în ultimele meciuri din campionat. Așa că eu cred că e posibil să ne luptăm chiar la egal cu Șerif. Însă desigur ei sunt favoriții numărul 1 și nu se compară ce putere au ei și condiții de a câștiga campionatul. Însă pentru fotbal din Moldova, eu spun că e foarte binevenit această concurență pentru primurile locuri. Șerif sunt pe val. Chiar dacă au început cu 2 înfrângeri actualul sezon, cu înfrângere în Supercupa Moldova, apoi în prima etapă cu FC Bălți, apoi pur și simplu Șerif a explodat cu echipe titrate eliminate din Champions League, Cervena Zvezda sau Dinamo Zagreb, victorii cu Shakhtar Donetsk, cu Real Madrid. Crezi că principalul artizan al acestei echipe este antrenorul ucranian Yuri Vernidub, cel care într-un an practic a creat o nouă echipă, s-a schimbat practic toată echipa de la venirea dânsului? Joacă un rol enorm, desigur, antrenorul. Eu fiind acolo îmi dau seama că mulți posibil se gândesc că sunt rezultate neașteptate, undeva cu noroc, însă nici de cum întâmplătoare, deoarece patronul de acolo, toată conducerea, de la momentul când s-au creat acest club, visul numărul 1 a fost să joace în Liga Campionilor. Și acum, la moment, s-au creat o echipă foarte bună, începând de la antrenor, care a lucrat foarte bine și cu jucătorii care au venit, scouting-ul, au strâns foarte buni jucători de pe diferite campionate și e un plus enorm pentru antrenor că poate să-i unească și să-și impună ceea ce îți dorește și în teren să iasă o echipă foarte frumoasă. Și spun că
rezultatele de început de sezon în Supercupă, în campionat nefavorabil, undeva i-a gătit pentru aceste jocuri de Champions League, deoarece în campionat ei joacă mai mult ca numărul 1, mai mult atacă, însă în Champions League foarte bine se apără și prind echipele pe contraatac. Sunt de neinvinși în Liga Campionilor în acest sezon. Sunt buni la moment și asta trebuie de recunoscut. Și pentru ei vine dubla cu Inter Milan. În opinia ta, ce șanse au ca tiraspolenii să ajungă în primăvară europeană? Foarte mari șanse după aceste două victorii. Înțeleg că e important să nu se îmbete cu aceste victorii, deoarece încă nimic. Au câștigat deja foarte mult în imagini, se poate de obținut și mai bune rezultate. Eu spun dacă ceva puncte acumulează în aceste două manșe cu Inter și cel mai important va fi meciul direct cu deplasare cu Shakhtar. Dacă acolo nu pierde, eu spun că minimul echipa Șerif poate accede în primăvara europeană de pe locul 3, minimul în Europa League. Deja va fi o performanță enormă. Acești jucători de la Șerif care au venit la Tiraspol cu gândul să evolueze în Liga Campionilor, să marcheze și iată unii dintre ei au reușit, sunt vânați de cluburi din Europa. Se zice Cristiano poate ajunge într-o echipă tare, s-a interesat de el Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk. Șerif ar cere pe el 3 milioane de euro. Crezi că în iarnă ar putea pleca mulți jucători de la Șerif? Sunt convins că în iarnă vor pleca. Depinde de rezultatele, dacă vor accede în primăvara europeană, posibil să mai conducerea să mai țină de jucători, însă jucătorii în Tiraspol au venit pentru șansa aceasta de a evolua în Liga Campionilor, în cupele europene și a face următorul pas în campionate mai puternice. Cristiano, știu, nu a venit în același moment la Tiraspol. Era bun de la început, chiar când a venit în grupele Europa League, a jucat foarte bine atunci, țin minte, a avut ocazia să plece, însă după asta posibil nu a progresat așa de mult, însă ultima perioadă demonstrează iarăși că merită să joace într-un campionat mult mai puternic și sunt convins că tot ce se vehiculează cu echipele mari din Europa a demonstrat-o. Prin pasele de gol și 3 milioane, eu spun că e o sumă puțină pentru el. Mi se pare că va pleca pe bani mult mai mari decât 3 milioane. Toată săptămâna, toată lumea vorbește de victoria Șerifului în fața lui Real Madrid, dar în același timp vedem și altceva și în campionatul național, pentru că celelalte echipe din Republica Moldova supraviețuiesc în mare parte toate. Un simplu exemplu, FC Florești a început acest campionat cu minus 6 în clasament din cauza meciurilor trucate. Acum au 0 pe linie în acest sezon. Am văzut în acest sezon câteva meciuri a FC Florești care au condus la pauză cu 1-0, cu Milsami, cu FC Bălți, acum cu Sfântul Gheorghe, după care încasează goluri copilărești. Acum câteva zile cu Sfântul Gheorghe au încasat 4 goluri într-un sfert de oră. Fiind fundaș de meserie, Petru, cum ai comentat, de exemplu, ultimele 3 goluri a celor de la Sfântul Gheorghe în poarta lui FC Florești? Da, este o diferență enormă între Șerif și posibilitatea cu alte cluburi. Desigur, celelalte cluburi, dacă n-au ajutorul financiar, cred eu, încerc sau se ocupă cu meciurile trucate sau ceea ce nici de cum nu ajută fotbalul din Moldova să progreseze. Eu ca apărător să comentez, adică nefiind și mare expert, orice persoană care înțelege ceva în fotbal, uitându-se la câteva rezumate din campionatul din Moldova, poate să-și dea seama că nu tot e atât de slab, însă cum truchează meciurile, oricum îți dai seama că sunt influențați cumva sau încearcă să influențeze rezultatele și nici de cum nu are de câștigat fotbalul din Moldova sau nici de cum nu putem să ne gândim la un progres oarecare până când sunt meciuri unde apar dubii și întrebări foarte mari, unde se influențează rezultatele și să fac bani pe lângă ceea ce normal ar trebui fotbalul să joace doar în teren, nu și pe lângă teren sau pe să încerce să facă bani pe aceste meciuri. Și ne pune o întrebare, de ce se întâmplă acest lucru? Pentru că unele echipe probabil n-au finanțare și membrii acestor echipe sau au nevoie să se întrețină. Și
parcurg la, aceste lucruri necurate și pentru că FC Făureș putea să fie chiar retrogradată și nu depunctată cu 6 puncte, dar nu poți să joci un campionat cu 6 sau 7 echipe. Așa este, dacă ne uităm în divizia A, nicio echipă nu e gata să promoveze la moment în divizia națională, n-au condiții de a juca în divizia națională finanțarea. Însă asta nici de cum nu scuză și nu favorizează să o echipă din divizia națională să încerce să trucheze meciurile. De aceasta nu au nicio scuză și, în primul rând, persoanele trebuie să se ocupe și să taxeze aceste încercări, sau deoarece nici de cum nu îți dau imagine favorabilă sau nu îți fac imagine. Nici de cum nu ajută fotbalul din Moldova să progreseze și asta și-o arată rezultatele la echipele de cluburi din Moldova, ne luând Șeriful și selecționată, desigur. Da, echipa națională cu siguranță are de suferit pe urma meciurilor trucate, nu degeaba a ajuns pe locul 180 în ratingul FIFA, pentru că acum vin foarte mulți jucători din campionatul intern la echipa națională și acești jucători cu siguranță ar fi crescut în valoare dacă ar fi avut mai multe meciuri cu intensitate decât au parte. E foarte greu să te gândești, o cifră desigur foarte tristă unde a ajuns în rating selecționată Moldovei, însă e rezultatul ultimilor ani, ceea ce avem în Moldova, ce fotbal se joacă. Dacă majoritatea jucătorilor vin din campionatul din Moldova, unde este și așa slab, foarte puține meciuri se joacă la intensitate foarte bună, desigur când ieși pe arena europeană, ne vorbind cu echipe care participă la campionatul Europei, că campionate mondiale, e imposibil să te bați la egal. Dar însă Șerif a demonstrat-o cu jucători care tot, dacă ne uităm la ei, cu un an în urmă, poate au evoluat în campionate mult, nu mai slabi, însă cum și atacantul din Uzbekistan a putut marca pe Bernabeu, chiar dacă a jucat în un an în urmă în Belarus, fiind rezervă. Așa că se poate și în Moldova, cu jucătorii din Moldova, de obținut rezultate bune, însă avem prea multe, nu greutăți, dar și probleme referitor la selecționată și la rezultatele de acolo. Și actualul selecționer, Roberto Bordin, îl cunoști foarte bine, a lucrat cu el și la Șerif și la NFC Baku. Bordin, care, iată, acum 4 ani cu Șeriful a ajuns în grupele Ligii Europa și a acumulat 9 puncte. Acum n-are viață ușoară la echipa națională. A încercat un pic să organizeze echipa, dar am văzut ce s-a întâmplat până acum. Urmează sâmbătă, deja un meci extrem de greu acasă cu Danemarca, care a ajuns până în semifinalele la Euro 2020. Petru, ai jucat acum 9 ani în Danemarca, în campionatul acestei țări. Cum explici această ascensiune a Danemarcii, care au fost chiar la un pas de final a campionatului european? Da, dacă ne uităm la Danemarca, după teritoriu, la fel ca și Moldova, la numărul de locuitori, ne asemănăm foarte mult, însă unde au ajuns ei și unde suntem noi sunt diferite realități, deoarece acolo se investesc foarte mulți bani în sport, nu numai în fotbal, doar în sport, în cultură, și e și normal să apară rezultate. O concurență sănătoasă la orice nivel fotbalistic, de la juniori luând și la profesioniști, pleacă jucători în campionate puternice, însă în Moldova. Înțeleg că domnul Bordin are foarte multe greutăți acum la moment. Am avut o perioadă frumoasă cu el la Șerif, am demonstrat-o cu rezultate frumoase, însă în Moldova mi se pare foarte greu să obții rezultate când în lotul național undeva se regăsesc. Dacă mă gândesc, nu găsesc o selecționată în Europa unde la meciurile oficiale se pot regăsi jucători care n-au experiență de joc în ultimele luni sau vin după traume și luni întregi nejucate, așa că aici sunt primele întrebări, cum la moment selecționată trebuie să presteze meciurile sau să încerce să obții rezultate cu jucătorii maximal care sunt gata și prestează cât de cât au meciuri în picioare la moment și sunt într-o formă maximă, însă noi de multe ori ne trezim cu jucători care vin după accidentări sau nici de cum după minute sau meciuri jucate nu în ultimele săptămâni, dar chiar și luni. Așa că este imposibil să ne gândim că cumva putem obține un rezultat pozitiv cu cei din Danemarca, unde vă spun că nivelul este altul.
Și după aceste înfrângeri, inclusiv cu insule Feroe, toată lumea se întreabă ce se poate de făcut la echipa națională. Unii văd soluția naturalizarea jucătorilor, alții căutarea fotbaliștilor moldoveni care locuiesc în străinătate, cum a fost, de exemplu, în cazul lui Reapciuc. Se discută foarte mult acum de naturalizarea lui Cristiano, care ai fost coleg cu el la Șerif. Dar Cristiano cel mai probabil va ajunge la o echipă în Europa și e greu de crezut că va bifa multe meciuri pentru naționala Moldovei. Desigur, are și o vârstă, am mai avut tentative și cu Luvanor, la fel, am încercat să-l naturalizăm, a jucat câteva meciuri și până la urmă a plecat. La fel, orice e binevenit pentru selecționată să aibă rezultate frumoase. Moldova nu e așa țară mare unde sunt talente peste talente și, desigur, dacă este, avem oportunitatea de a ajuta selecționată cu jucători naturalizați, cred că ar fi o opțiune mai bună, însă sunt și acolo reguli, trebuie minimul 5 ani să evolueze în campionatul din Moldova, ceea ce vine foarte greu să mă gândesc un legionier bun s-ar reține așa o perioadă îndelungată în Moldova, deoarece după câteva sezoane cât de cât bune și în Europa, oricum își dorește să plece într-un campionat mai puternic. Cu siguranță. Pietru, mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Dorim baftă tricolorilor în meciul de sâmbătă cu Danemarca, care va avea loc la Chișinău, pe stadionul Zimbru, începând cu ora 21:45 de minute. Mersi mult. Cristiano a oferit o pasă decisivă, iar Șerif s-a impus cu 1-0 în fața lui Mielțami în derbiul etapei a 13 din Divizia Națională. La trei zile după victoria de răsunet în fața lui Real Madrid, Șerif Tiraspol s-a impus cu 1-0 pe terenul echipei Mielțami Orhei. Singurul gol a fost marcat de Adama Traoré în minutul 69, care a fructificat o nouă centrare bună a lui Cristiano. 6 minute mai târziu, Adu a fost eliminat, iar jucătorii celor două formații s-au îmbrâncit. Șerif are 22 de puncte după 9 partide disputate. Lider este Petrocup, care are 28 de puncte în 12 meciuri jucate. Echipa antrenată de Lilian Popescu a surclasat-o pe Dinamo Auto cu 6-1. Oaspeții au deschis scorul deja în minutul 5 prin Marin Căruntu, dar frații Sergiu și Mihai Plătic au întors rezultatul. Golgheterul campionatului Vladimir Ambros a stabilit scorul primei reprize. După pauză, Corneliu Cotogoș și Artion Fiodorov au înscris primele goluri în tricolul Petrocup.